De ziua Salvamont România, sărbătorită în 1 august, salvatorii montanii atrag atenția că luna august este cea mai dificilă pentru ei și fac apel la reducerea numărului de accidente prin informarea turiștilor. Este o lună caracterizată prin foarte multe accidente pe munte, cu cel mai ridicat grad de dificultate și, din păcate, cu cele mai grave afecțiuni medicale. La nivelul județului Hunedoara au fost înregistrate câteva sute de accidente în zonele montane doar în acest an. Nu știu când pleacă în misiune și nu știu când sau dacă se mai întorc. Este vorba despre salvamontiștii care asigură un perimetru impresionant din zona montană a județului Hunedoara, pentru ca turiștii să fie în siguranță, ori pentru a-i salva pe cei care au avut un accident pe munte. Contrar așteptărilor, luna august pare a fi cea mai dificilă pentru salvatorii montani, întrucât numărul turiștilor este foarte mare, iar area de vizitare este mult mai extinsă față de sezonul rece. Da, nu, pe timp de vară este cel mai greu, chiar dacă accidentele sau vremea e mult mai prielnică decât iarna. Iarna, ca să facem o mică diferență, iarna toate accidentele sunt concentrate pe zonele schiabile, deci oarecum le găsești concentrate pe o suprafață bine determinată. Cele mai multe sunt vara, pentru că odată sunt vacanțele copiilor, preșcolarilor, a școlarilor, vacanțele studenților, concediile, toate se adună în luna august și, bineînțeles, se aglomerează zona montană. Vara e mai, deși sunt mulți turiști, acțiunile sunt mult mai grele, pentru că aici intervin timpii de deplasare până la accidentat, vârful muntelui, care sunt între 2 și până la 5-6 ore și timpul în care trebuie să-l aducem înapoi. Până la ora actuală, numărul de persoane salvate la nivel național așa este undeva la peste 700 de cazuri la care s-a intervenit. La nivel de județ, de la 1 ianuarie și până acum am depășit un număr de, să zic, atingem acolo, batem la 300 de cazuri. Au trecut 54 de ani de activitate sub denumirea Salvamont și 119 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montană, prilej cu care șeful Salvamont Hunedoara a transmis un mesaj tuturor colegilor. Să fie cât mai eficient și să fie sănătoși, să poată să patruleze în condiții optime în zonele montane, nu neapărat le doresc să salveze cât mai mulți, că nu asta ne dorim, ci să dăm multe recomandări și să fim aproape de turiști.